Toamna este un anotimp foarte frumos, priveliștea de nedescris din aceste zile cu soare bucură ochii drochienilor. Puțin cam triști sunt angajații întreprinderii municipale cărora frunzele le dau mari bătăi de cap. Dis de dimineață și toată ziua ei mătură și se ocupă de evacuarea frunzelor care cad din copaci. Am o toamnă alea că mi-e greu, că bătaie de cap a dat frunzele și tare greu. Nu, dar asta mergem înainte, cu sustenerul la lume și a noastră și asta și e tot bine. Тяжело, конечно, надо работать. Если бы люди еще соблюдали немножко порядок, вообще было бы замечательно. Но ничего, работать надо. Что делать? Дома не будешь сидеть. Muncitorii fac ordine și măture străzile centrale ale orașului. Unii locuitori se arată nemulțumiți de faptul că nu se face ordine și lângă curțile lor. Rad, dar la mine nu mătur, și ia că de ce? Șede tot așa, ia tot râsul, lângă fântână. Mătur pe acolo, ia că ele, mătur pe acolo, dar acolo nu mătur deloc. Deci nu pot mătura, nici nu mătur. Las așa de râsul. Când ați și bă, așa, vă sobrani, ceva, am să dă tot așa cu ciorul în drum să vadă ei. Și dacă unii locuitori s-au arătat răutăcioși și alții sunt mulțumiți de curățenia care se face zilnic și de faptul că orașul capătă un aspect frumos. Ну, это очень правильно. Между прочим, я хотела выразить благодарность всем людям, которые вот работают на, вот именно на нашей улице. Они с утра до вечера метут. Secția de salubrizare și înverzire a teritoriului pe parcursul ultimei perioade muncește intens pentru a menține curățenia în oraș. Vreau să-mi acționez în mod oficial că muncitorii care sunt responsabili pentru salubrizare și înverzire muncesc zi de zi și chiar timp de a doua lună lucrează sâmbătă și duminică în scopul ca să menținem orașul într-o stare sanitară exemplară. Cea mai dificilă perioadă cu un volum mare de muncă pentru angajații întreprinderii municipale este perioada de toamnă-iarnă.